să vină la tribunal, să vină la tribunal 315 iulie, ca să tot față în față loc de la muzică. Protestatarii rezist, nu prea scandează azi. Țin doliu pentru regele Mihai. Aha, au și o pată neagră pe drapel. Dar de fumat nu s-au lăsat cu ocazia asta. Dar guvernul nu ține doliu. Gabriela Firea a propus ca piața din fața guvernului, care cum se numește piața Victoriei, să fie redenumită Mihai I. Dar ea a uitat probabil sau nici n-a știut că în București există deja o piațetă, Mihai I, piața Regelui, care se află la doar câteva sute de metri de piața Victoriei. Și regele Mihai de vreo 70 de ani nu mai e regele României, pentru că România nu mai este monarhie. Și deci nu cred că ar trebui întoarsă capitala cu fundul în sus, de dragul monarhieștilor sau de dragul mofturilor Gabrielei Firea. Trebuia să ajung azi aici cu un grup de bicicliști care pedalează periodic, marțea, sâmbăta, odată pe lună, ca să cerem infrastructură în orașul ăsta, și anume din cauza traficului infernal m-a oprit să filmez un ambuteiaj pe lângă mega catedrală pentru care s-au alocat milioane, miliarde din bugetul public. Am pomenit-o de câteva ori pe Gabriela Firea, dar din cauza asta am întârziat la evenimentul ciclistic și am pierdut grupul cu care trebuia să ajung în piațeta asta, așa că am pedalat din capul meu vreo 25 de kilometri și am ajuns aici singur. Nu știu dacă bicicliștii ceilalți încă n-au ajuns sau deja au trecut pe aici, așa că am venit singur, m-am filmat și merg mai departe în drumul taberei.